Introducere la Cartea Psalmilor. Articol scris de Daniel Olariu de la Institutul Teologic Adventist din Cernica. Acest articol apare în Cartea Psaltirea Renascentistă franceză, la sfârșitul cărții, în secțiunea dedicată articolelor științifice pe marginea acestei Psaltiri. Cartea Psalmii sau psaltiria este cunoscută spiritualității românești încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Psaltiria șcheiană din 1573-1578 și psaltiria slavo-română de la Brașov a diaconului Coresii din 1577 sunt astfel de exemple după un secol, cărții psalmilor îi se acordă din nou loc de cinste prin traducerile mitropolitului Dosoftei. Astfel, în 1673, Dosoftei tipărește Psaltire a zvântului proroc David, lucrare cunoscută și sub titlul Psaltirea în versuri. După alți șapte ani, la Iași, dosoftei publică psaltiria de Nănțălăs a zvântului împărat proroc David, ediție cunoscută și sub numele Psaltiria Slavo-Română. Putem vorbi, în consecință, despre o anume tradiție fericită a genezei esteticii graiului românesc, și nu este prea mult în a preciza că prefacerile limbii române s-au contopit odată cu aplecarea înaintașilor noștri către substanța psalmilor. La origini, psalmii erau laude aduse dumnezeirii. Mai târziu, titlul cărții în ebraică Sefer Tehilim, adică Cartea Laudelor, a fost tradus în Septuaginta, și Noul Testament conferă Luca 20 cu 42 și Fapte 1 cu 20, ambele scrise în limba greacă cu termenul psalmoi, de la care provine, prin transliterare, titlul cărții în limba română, Psalmi. Psaltirea este un termen colectiv, referindu-se la totalitatea celor 150 de psalmi. Pentru o mai bună apreciere de către cititor a fiecărui psalm în parte, se impun anumite precizări introductive cu caracter general legate de autor, dată, particularități ale poeziei ebraice și importanță. În primul rând, paternitatea psalmilor. Informațiile privitoare la paternitatea psalmilor pot fi recuperate din datele preliminare cu care psalmii sunt introduși, precum și din anumite referințe ale Noului Testament. Din cei 150 de psalmi, doar 34 intră în categoria psalmilor orfani, adică fără autori. Cu toate acestea, Trimiterii nou testamentare, precum Fapte 4 cu 25 și Evrei 4 cu 7, atribuie prin citire doi psalmi orfani lui David, și anume Psalmul 2 și Psalmul 95. Potrivit informațiilor introductive, paternitatea psalmilor este atribuită astfel. David are 73, Moise are un psalm, psalmul 90, Solomon are doi psalmi, psalmii 72 și 127, Asaf are alți 12 psalmi, psalmul 50 și 73 la 83, Core are 12 psalmi, de la 42 la 49, 84, 85, 87 și 88, Herman Ezrahitul are un psalm, psalmul 88, și Etan Ezrahitul are un alt psalm, Psalmul 89. Psalmul 88 este atribuit atât fiilor lui Core, cât și lui Heman Ezrahitul. Din introducerile psalmilor se mai pot recupera informații importante cu privire la genul compoziției, adnotări muzicale, nume de melodii, utilizarea liturgică și raportarea anumitor împrejurări în contextul cărora au fost compuși unii dintre psalmi. În al doilea rând, datarea. Peter C. Craigie compară psalmii cu o culegere imnografică. O caracteristică comună a diferitelor forme de cult astăzi, explică Craigie, este utilizarea în închinare a unei culegeri imnografice. Această culegere, de regulă, include imnuri scrise de autori diferiți în decursul unor perioade de timp îndelungate. Craigie sugerează că o asemenea culegere este mai curând o antologie decât lucrarea unui singur autor, iar ea s-a format prin colectarea compozițiilor particulare ale mai multor autori cu educație și fundaluri diferite, și așezarea lor într-un singur volum de către un editor sau o echipă editorială. Tot așa este și în cazul cărții psalmii. Am putea spune așadar că deși cel mai vechi psalm este atribuit lui Moise, psalmul 90, totuși perioada terminus aco, de când avem indicii cu privire la o activitate editorială, este mai târzie, și anume epoca monarhiei a împăraților David și Solomon, iar perioada terminus ad quem a finalizării procesului de editare este perioada persană sau a celui de-al doilea templu, conferă psalmul 137. În al treilea rând, particularitatea poeziei ebraice. O particularitate a poeziei ebraice și prin urmare a cărții psalmilor este paralelismul. La baza acestui procedeu literar de a scrie în versuri stă nevoia autorului de a comunica mesajul propus cât mai precis. În gândirea ebraică, precizia este dată de așezarea în paralel a unei idei cu o alta, cu care se află într-o relație de sinonimie, antonomie aut sau complementaria Tate. În forma clasică, aceste relații între cuvinte și versuri sunt cunoscute cu numele de paralelism sinonimic, antitetic și sintetic. Studii ulterioare au sugerat adăugarea altor două categorii, și anume paralelismul emblematic și paralelismul culminant. Cu toate acestea, Ultimele două sunt variații ale categoriilor deja amintite și vor fi tratate mai departe ca subcategorii. Paralelismul sinonimic sau gradațional este dat de așezarea a două versuri paralele, ale căror idei și termeni sunt într-o relație de sinonimie. Psalmii 22 cu 22 e, coste, constituie un astfel de exemplu. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Paralelismul emblematic este o variație a paralelismului sinonimic și constă în inserarea unei comparații sau a unei metafore într-un vers care exprimă aceeași idee ca versul paralel. Psalmul 22, de la 14 la 15, este un bun exemplu. Am ajuns ca apa care se scurge, și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul, și mi se lipește limba de cerul gurii, mai adus în țărâna morții. Paralelismul antitetic constă în așezarea în contrast a cuvintelor și implicit a ideilor. În două sau mai multe versuri. De exemplu, Psalmul 31 cu 17. Doamne, să nu rămân de rușine când te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să pogoare muți în locuința morților. Sau Psalmul 1 cu 6, Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Sau, psalmul 44 cu 3: Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubiai. Paralelismul sintetic constă în mai multe versuri cu o formă similară a construcției și care se completează în sens se complementează în sens. Psalmii 19, de la 7 la 9, Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Paralelismul culminant este o subcategorie a celui sintetic, și așa cum și titlul sugerează, prin felul cum este construit din punct de vedere formal, se facilitează reluarea unei idei dintr-un vers anterior în următorul vers. Efectul realizat este acela al amplificării semnificației ideii dorite de către autor. În exemplul care urmează, se poate observa cu ușurință cum înțelesul expresiei glasul Domnului este reluat și extins de la un vers la altul. Psalmul 29, de la 3 la 9. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcării de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia cadeș. Glasul Domnului face pe cerboai ce să nască, el despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Pe lângă întrebuințarea paralelismului, scriitorii imnurilor ebraice utilizează o varietate mare de alte procedee literare, precum asonanța, aliterația, acrostihul, chiasmul, hiperbola, metonimia, incluziuzinea și refrenul. În al patrulea rând, importanța. Beneficiile care rezultă din interacțiunea cititorului cu cartea psalmii sunt multiple. Ne vom limita în continuare la o a menționa trei dintre acestea. Datorită specificului imnografiei ebraice, un prim beneficiu este acela că cititorul este expus prin mijlocirea versurilor cunoașterii de Dumnezeu. În alte cuvinte, Versurile acestor imnuri sunt un instrument prin care scritorii biblici. În alte cuvinte, versurile acestor imnuri sunt un instrument prin care scritorii biblici dezleagă taina Dumnezeirii și a atributelor sale. Putem afirma că psalmii conțin sinteza primelor confesiuni sau formulări dogmatice de credință ale poporului ales. În cartea Theodoxa Logia, după ce discută teologia imnelor în marile religii ale lumii, Iacob Coman surprinde contrastul dintre imnele antice și imnele biblice astfel. Când analizăm semnificația teologică a imnelor ebraice, constatăm cu precădere un conținut teologic precis și de asemenea o varietate informațională despre Dumnezeu mult diferită de celelalte religii pe care le-am analizat. Acest lucru face ca imnul ebraic să poarte amprenta providenței divine și să fie socotit fără rezerve un imn scripturistic. În aceeași lucrare, Coman evidențiază faptul și pe bună dreptate Că substanța psalmilor gravitează în jurul unor atribute divine precum veșnicia lui Dumnezeu ca primordialitate și existență prin sine, suveranitatea lui Dumnezeu în raport cu alți Dumnezei, și unicitatea și unitatea lui Dumnezeu în actul creației. Un al doilea beneficiu constă în familiarizarea cititorului cu gândirea semitică oglindită în imnografia ebraică. Așa cum s-a notat mai sus, din punctul de vedere al formei, particularitatea poeziei ebraice este paralelismul. Spre deosebire de poezia modernă, care tinde spre tăinuirea înțelesului, Strădania poeților biblici era de a comunica gândurile despre Dumnezeu cât mai clar cu putință. Din acest motiv, se poate vorbi despre o preocupare a autorilor de a crea o rimă a ideii sau un paralelism al gândurilor. În acest sens, paralelismul sinonimic și antonimic în gândirea ebraică are funcția de a clarifica cu precizie sensul cuvintelor prin asemănarea lor cu altele și punerea lor în contrast, în timp ce paralelismul antitetic oferă profunzime ideii. Chiar și atunci când se caută precizia în exprimare de către scriitorii vestici, va rămâne totuși o diferență față de felul cum aceasta a fost redată în imnografia ebraică surprinzând această diferență, William S. Lasor notează că, citez, în timp ce cei din vest construiesc argumente logice cu multe elemente, cu scopul de a folosi afirmații suplimentare pentru a convinge, evrei au încercat să spună același lucru folosind contrastul și complementarietatea. Închei citatul. Al treilea beneficiu și ultimul care va fi menționat în această introducere, evidențiază rolul și valoarea psalmilor în prefacerile credinței creștine. O dovadă elocventă a acestei valori este faptul că, dintre toate cărțile care alcătuiau scripturile primului secol, cartea psalmilor este citată cel mai mult de către întemeietorii credinței creștine primind de la Isus un impuls mesianic proaspăt, scriitorii nou testamentali și-au însușit curând hermeneutica maestrului, predată pe drumul spre Emaus și la cina cu pește fript și fagure de miere, citez, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce erau cu privire la el. Sau, iată ce vă spuneam când eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vezi Luca 24 cu 27 și de la 44 la 45. Cu acest având hermeneutic nou, apostolii au investigat scripturile pentru a-și cunoaște și vesti mai bine Hristosul. Vezi, de pildă, Fapte 2 de la 25 la 28, Fapte 13 de la 32 la 37 și Psalmul 16. În consecință, psalmii împreună cu mărgăritarul de mare preț mesianismul pe care ei îl ascund, au devenit iubirea din tâi a exegezei creștine. În aceeași carte întemeietorii credinței creștine s-au întâlnit cu crucea în versuri și tot în psalmi, chiar unsul însuși, și-a dezlegat taina identității și a misiunii sale. Conferă în acest sens Matei 22 de la 42 la 46, Marcu 12 de la 35 la 37, Luca 20 de la 42 la 44, Fapte 2 cu 34, Matei 26 cu 64, Marcu 16 cu 62 și Psalmul 110. În concluzie, Cartea Psalmilor răsplătește din plin căutările cititorului după substanță. Și aceasta nu doar că, prin intermediul acestor laude, se aduce la viață universul artistic apus al literațiilor poporului ales ci prin versurile lor se mediază chiar întâlnirea căutătorului cu taina Dumnezeirii. Iar dacă o generație se apleacă din nou asupra căutorii dragostei din tâi a cititorilor credinței creștine, atunci nu li se desăvârșește doar graiul, ci, drept răsplată Dumnezească, se va schimba și spiritul acelei generații.